Tensiunile în Republica Moldova escaladează de la o zi la alta. În ultimele săptămâni, oficialii de la Chișinău au declarat că țara lor a fost în vizorul spionilor și al dezinformării. De altfel, Republica Moldova a expulzat doi spioni care se dădeau drept turiști. Detalii despre acest subiect are jurnalistul Digi24, Valentin Stan. Vali, te rog. Bine v-am găsit. Tensiunile au început în Republica Moldova luna trecută, pe 13 februarie, atunci când președintele Maia Sandu a anunțat că Rusia pregătește o lovitură de stat. De atunci au urmat mai multe proteste în Chișinău. Șeful statului spunea că manifestațiile aveau rolul de a schimba puterea, însă nu s-a întâmplat acest lucru. În ultimele săptămâni, serviciile de informații din Republica Moldova au avut foarte mult de muncă. Pe 23 februarie, ofițerii au descoperit o rețea de spioni care erau plătiți de o altă țară pentru a destabiliza Republica Moldova. Doi dintre ei au fost reținuți, iar ceilalți trei sunt cercetați în libertate. Peste doar 4 zile, pe 27 februarie, țara vecină a decis să expulzeze alți doi spioni care erau deghizați în turiști. Ofițerii de informații spun că aceștia erau antrenați pentru culegerea de date și pentru organizarea manifestațiilor violente care ar fi putut să schimbe puterea în Republica Moldova. Un nou scandal a izbucnit ieri când separatiștii proruși din Transnistria au anunțat că Ucraina a pus la cale o tentativă de asasinare a liderului de la Tiraspol. Kievul a negat astfel de acuzații. Mai mult, oficialii ucraineni spun că separatiștii vor inventa în perioada următoare astfel de atacuri încât să justifice un conflict armat. Valentin Stan, mulțumesc pentru toate aceste detalii și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul Adrian Ceroianu, fost ministru de externe, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru această intervenție, domnule ministru. Bună ziua, bună ziua, eu vă mulțumesc. La ce fel de atacuri ne-am putea aștepta în perioada următoare, tocmai pentru ca Federația Rusă, pentru ca oficialii din Transnistria să aibă acest motiv? Eu cred că reacția așa ziselor autorități de la Tiraspol, din Transnistria, este mai curând, se datorează acestei fermități de care a dat dovadă Republica Moldova, mă refer la guvernul Republicii Moldova, în ultimele 2 luni, la începutul acestui an. Povestea insinuată recent, acel presupus atac al unor ucraineni care ar fi vrut să-l atace pe, mă rog, pe președintele autoproclamatei Republicii Transnistrene, e menită să facă puțină publicitate pentru o zonă pe care nimeni crede în Europa, sau aproape nimeni nu știa de existența ei, această enclavă transnistreană unde se organizează alegerii de ani de zile pe care nu le recunoaște nimeni, nu le-a recunoscut nici măcar Rusia până acum, dar în contextul acesta fierbinte, vorbind despre atacurile ucrainenilor la adresa lor, transnistrenii își fac pur și simplu reclamă și, pe de altă parte, răspund politicii foarte ferme pe care a avut-o guvernul de la Chișinău. Care sunt pașii care ar trebui urmați în perioada imediat următoare? Pentru că deja de câteva săptămâni încoace tot vedem tensiuni în Republica Moldova, tocmai pentru a fi evitat un posibil conflict armat. Interesele Rusiei nu constau numai în, cum să spun, în Transnistria. De fapt, ceea ce interesează pe ruși este mai curând sabotarea președintei Maia Sandu și a guvernului de la Chișinău. Faptul că se poate întâmpla ceva în Transnistria e mai curând un detonator. Ce interesează pe ruși este stoparea acestui curent pro-european și pro-occidental pe care îl reprezintă Maia Sandu. Sigur că asta, într-o democrație, totdeauna e greu de controlat ieșirea în strada oamenilor pentru proteste. Ele fac parte din jocul democratic. Pe de altă parte, este foarte posibil ca aceste demonstrații în care, mă rog, la care pot să participe pensionari, pot să participe, dar este locul ideal și pentru incitatori și pentru oameni care să producă spargeri, să producă violențe. Ori asta subminează guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, Transnistria este doar un punct pe hartă care poate fi învrăjbit la rigoare, dar atenția rușilor este spre Chișinău, nu spre Tiraspol. De ce vă întrebam, domnule ministru, care ar trebui să fie pașii următori pentru a evita un conflict armat în Transnistria? Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, acolo unde deja are loc un război de mai bine de un an de zile. A venit o justificare din partea liderilor de la Kremlin în ceea ce privește acel val de bombardamente de ieri
și au spus clar și răspicat, ne-am răzbunat pentru ce au făcut ucrainenii la noi în țară, pentru acei ucraineni teroriști, actele teroriste de la noi din țară. Au venit cu această justificare. Da, bun, asta este o spirală a violenței pe care doar cei inteligenți o pot stopa la un moment dat, dar deocamdată nu e cazul. Probabil să fie un răspuns la așa, la acele incursiuni ale unor ucraineni, spun rușii, rușii spun că de fapt ucrainenii spun că de fapt erau rușii care sunt împotriva lui Putin. Nimeni nu poate confirma niciuna dintre variante, pentru că niciun observator independent nu are acces în astfel de zone. În fine, o să ne lămurim odată și odată. Dar bombardamentele rusești există de la începutul războiului. Adică primele bombardamente, de ce au fost, ca răspuns la ce? Adică primele bombardamente, în mod categoric, au fost neprovocate, așa încât orice validare s-ar găsi acum și orice alibi e tardiv și e inutil. Primele bombardamente rusești au fost cu totul și cu totul neprovocate. Orice s-ar discuta, începutul războiului n-a fost provocat. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.